E cea mai frumoasă, din cauza că urmează încă două. Scena se schimbă repede, pentru că ne pregătim de următorul concert. Și povestea începe odată cu întoarcerea unui muzician. Au lucrat ei la studioul Corvin din Cluj. În prezent, piesele sunt cântate de actuala formație care se pregătește acum să intre în scenă. Am întrebat, dark rock and roll sau dark metal? Ceea ce mi-a răspuns artistul, o să vă spun peste un minut, două, atâta durează schimbul de setup de pe scenă. Eu zic că da, suntem pregătiți de acest grup exploziv. Paul Tomaș, voce și chitară. Sipoș Iosef, chitară și voce. Ghece Zoltan, la bas. Și Cristinica, la tobe. Dark rock and roll este stilul lor, iar noi întâmpinăm acum pe scenă pe Toxic Gods.
Hey! Bună seara! Noi suntem Toxicoți. Am venit să cântăm niște rock and roll. Dark rock and roll, cum s-a spus. Și da, suntem cam puțini și departe. Haideți mai aproape măcar, dacă suntem puțini, să veniți aproape, ok? Sau aveți frică? Vă înțeleg. Bun, Toxic Gods. Și piesa se numește Toxic Gods. Mersi mult! Sincer vă spun, de aia se numește Dark Rock and Roll. Chestia asta nu există. Deci nu există Dark Rock and Roll. Există doar Rock and Roll. Ce înseamnă Rock and Roll? Că te simți bine pe scenă și bei și cânti. Bun. Asta facem și noi și cântăm muzică Rock and Roll. Doar că versurile sunt despre că wow, mamă, aș vrea să mor. Ori mâine, ori acum. De asta e dark rock and roll. Going down! Come on, tell me you'll win. I was
Sincer, eu mă simt foarte bine. Și voi? Bun. Nu pare. V-am șocat un pic. Aia, bun. Piesa următoare se numește Timeless Spell. Și chiar e o piesă tristă. Dar măcar nu e bășcăleală, ok? Chiar e ok piesa, cred. Timeless Spell. Thank you.